Și rândul trecut, într-adevăr, era o diferență, că sondajele nu-i dădeau că trec pragul și au făcut 10%. Da, a făcut 9% domnul Simion. Eu cred că nu se va apropia de cei 70% pe care mi-a anunțat aici, acum jumătate de an sau nu mai știu când ne-am văzut aici cu dumneavoastră. Da, mă rog, peste 50, zicea. Nu, cum? A spus 70%. Și cu ajutorul votului meu poate vor ajunge să mă știu o prostie din asta. Nu contează, nu va ajunge. Nu cred că AUR va avea 20% în 2024. O să mă ocup personal de asta pentru oameni, nu pentru mine, că pe mine nu mă interesează. Cum? Cum o să vă ocupați? Ce faceți? În stilul caracteristic. Le dați peste mână celor care vor să-i voteze? Cum faceți? O să mă ocup. Am spus că mă ocup. Mă ocup de chestia asta pentru oameni, atenție. Nu are cum să ajung. Bine, și-am mai spus ceva în emisiunea dumneavoastră. Senzația după emisiunea aceea în care a fost și George Simion în dialogul dumneavoastră a fost că totuși nu v-ați certat în emisiune. Chiar, cum să zic, v-ați înțeles. Adică n-a fost nimic contundent. Păi dar n-a fost. Și ce acum e? Nu, să nu se gândească lumea că e, ce spuneați dumneavoastră, era pe jumătate acceptat de el sau chiar acceptat în totalitate, adică mi s-a părut concordie. Da. Printre lucrurile pe care le-a acceptat, corect fiind, a fost și acela că nu au făcut absolut nimic pentru cei care i-au votat. De atunci a mai trecut un an și tot nimic nu au făcut. Păi sunt în opoziție, nu sunt la putere. Nu contează asta. Tocmai vorbeam despre negocieri politice, asta i-am și explicat atunci și l-am întrebat și i-am spus, pentru că era foarte supărat că, domne, cum se descurcă UDMR-ul? Păi UDMR-ul care are 5% știe să negocieze și în Parlament și oriunde și nu știu cum trec și proiecte de lege și tot ceea ce trebuie pentru electoratul lor. AUR nu a făcut absolut nimic de când a venit, mă rog, în peisajul politic, pentru electoratul care totuși le-a dat cei 9%. Da. Nu, 9%. Bun, important, mai mult decât UDMR. Totuși, da? Exact, dublu, da? Da? Și nu a făcut absolut nimic. Și asta am spus. Ceea ce s-a întâmplat acum se va întâmpla și atunci. Ok. E foarte important să înțelegem exact cine ar putea să profite politic de pe urma acestor tragedii, dar pun și întrebarea. Cine s-a mișcat cel mai bine în raport cu lanțul ăsta de tragedii? Din tot spectrul politic. În așa fel încât să și capitalizeze. PSD, că n-a scăzut. Da. S-a mișcat cel mai bine, că n-a scăzut. Credeți că n-a scăzut? Păi nu știu, a apărut sondajul oficial, nu a scăzut. Ok. E important asta. Pentru că este la putere, normal trebuia să scadă, deci, repet. Dacă Marcel Ciolacu rămâne în continuare din punctul de vedere al reacțiilor și al alegerilor și al atitudinii ferm pe poziția pe care o are în legătură cu ce vine la rând, PSD-ul nu va scădea. Dacă se schimbă, PSD-ul va scădea. Asta am spus și spun în continuare. De-aia n-a scăzut PSD. Dar dacă vin niște măsuri fiscale, greu de înghițit. Ce măsuri? Nu știu, o să vedem, că deocamdată sunt discuții. Nu vine nicio măsură fiscală greu de înghițit, asta este o altă manipulare, tot AUR și tot a opoziției, a PNL și cine mai urlă. Atenție, urlă inclusiv PNL-ul care e la putere. A apărut ca imagine, în mintea unora, ideea că s-a dus la Bruxelles cu lista făcută, ca cei de acolo să o aprobe și că seamănă cumva cu lista cu care a venit Ponta de acolo la un moment dat. Cine a spus asta? Sunt comentarii. Comentarii. Da. Eu nu cred că va exista niciun fel de măsură fiscală drastică. Nu cred. Și cred că populația este manipulată în această direcție. Păi nu-i gaură bugetară, deficit, nu trebuie rezolvate. Nu, tot ei spun zilnic și ministrul de finanțe. Și, dar dumneavoastră, de exemplu, domnul Dumitrescu, din zona guvernului dumneavoastră vi se pare corect ca anumite categorii. A, nu? Dar nu mi s-a părut corect atunci. Păi cum? Nu mi s-a părut adică niciodată. Mie nu mi se pare adică corect. Eu am aflat o chestie vrem autostrăzi, vrem aia, vrem ailaltă, dar nu colectăm. Am aflat cu ocazia asta sau cum? Că plătim la fondul de sănătate doar un sfert dintre noi. Ok. Deci ceea ce înseamnă că ei care beneficiază pentru că plătesc eu în locul lor. Tare de tot. Unde, în ce țară cum se mai există o măsură asta? Fiscală firească? Atenție, noi suntem cu noi un paradis fiscal. România e un paradis fiscal. Deci ăștia care amenință că îi pleacă afară, că nu... Ia mă plecați-mă afară.
Păi afară nu intri nici măcar să bagi limba într-un spital, atâta dacă n-ai toate plătite, taxele, asigurări, etc. Nu există, nu funcționează. Corect, așa. Nu și nu, numai, și nu e numai dacă, despre spital, este despre orice. Dacă demonstrezi cu cardul că ai capacitatea să plătești serviciile. Firește. Atunci da. Dar nu ai de unde să iei altfel. Tu, statele, în general, pe globul pământesc, trăiesc din ceea ce colectează de la populație, firme, etc. Ok? Ok. Că o fac deștept, că nu fură, nu cont. Este și asta un aspect, firește. Da. Dar eficientizarea acestor colectări este soluția. Tu dacă stai, nu colectezi nimic, pentru că trebuie să fii popular. Și atenție, nu vă bazați pe manipularea asta a partidelor de opoziție, pentru că populația nu este imbecilă. Deloc. Este foarte deșteaptă. Oamenii înțeleg că există oameni supărați, bine, care acum se supără pe TVA, dar de fapt ei sunt supărați pe altceva. Da, dar în momentul în care aceste măsuri vor fi definitive, vor constata că din nou, așa cum a fost aia cu copii, așa a fost, cum au fost toate la rând, sunt toate niște informații hiperbolizate strict pentru un avantaj electoral din partea unor partiduțe, precum sunt și culmea PNL-ul, care e la putere. Atenție, vedeți că sunteți la putere. Dar nu știu ce tot urlați și vi se pare că ce. Ei au fost tot timpul la putere față de PSD, care n-a fost tot timpul la putere de și la ce? Eu vreau PNL-ul să-și facă bagajele. Ce anume? Dacă sunt atât de deștepți. Băi, ia făceți-vă voi bagajele, că tot faceți voi noua dreapta, dreapta strâmbă, habar n-am. Duceți-vă. Faceți voi bagajele frumușel, luați-i pe aia pe frații voștri de la USR pe trotinete cu tot, duceți-vă, bă, sunați-o pe Chioveși, bă, aduceți-o, făceți-o președinte. Stați puțin. Da, eu vreau să se unească dreapta posibilă... și să o aducă candidat, da? Asta duceți... e un scenariu din punctul nostru de vedere posibil? Nu, asta este un scenariu la care se lucrează, dar... Decât se lucrează? Da, se lucrează. Cu Chioveși și da, candidat se lucrează, comun da, se lucrează, da, este un scenariu la care se lucrează, se lucrează. Dar ea vrea? Una este că se lucrează și alt... dacă Chioveși vrea, Chioveși vrea doar dacă este 100%. Deci, eu doresc, de ce? Pentru că eu vreau să se facă noua dreapta asta, să o aducă pe Chioveși candidat și Chioveși frumos, bă, să vă bage la pușcărie pe toți, exact când câștigă, în ziua în care ea a câștigat, bă, exact pe ăștia care au pus-o, să-i bage pe toți la pușcărie, pentru că știți de ce? Nu există, bă, cu proștii altfel. Nu se poate. Deci n-ai cum cu ei. Și să muncească, să-i facă campanie, să o aducă, ca asta sta și vorbiți de dimineață până seara, și în ziua 1 a mandatului să vă bage pe toți acolo unde oricum trebuie să fiți, având în vedere cea mai mare delapidare din istoria modernă a României de după Revoluție, care a avut loc în timpul guvernelor PNL-USR. Atenție! Și ea chiar poate... Că e delapidare, poate e prostie. Ce prostie, să furi miliarde? Păi sau poate n-au furat, poate li s-au scurs pentru că au luat măsuri greșite. Cum de adică? Atunci, păi ce, da. Pe achiziții? Da. În ce așa sens? Am crezut noi, uite, că am avut cum adică sunt dosare penale? Cum da, adică? Da, nu s-au terminat în instanță. Nu interesează că nu s-au terminat, este cea mai mare delapidare. Da, am probe, eu sunt cetățean și eu am plătit și am participat la această delapidare. Punct. Am văzut atâtea dosare penale. Iar doamna Chioveși este expertă. Care s-au fusit după 3-4 ani cu achitări. Am văzut. Tarime că se întâmplă la fel și de data asta. Care? Nu. Vă bazați pe condamnarea la mișto a domnului de la, cum îi cheamă, de la Unifarm? Pe niște achitări. Mă bazez și pe tipul ăla. Păi am anunțat-o și pe aia. Și pe aia. Și condamnarea aia la mișto am anunțat-o pentru că atâta vreau să spun. Să nu vorbească domnul Ionel. A, bun, ok. Păi, okay. Dacă lucrurile haideți așa merg, să ne revenim. Să nu mizăm pe vreo condamnare. Dosarul e dosar, condamnarea e altceva. Eu nu mizez pe nicio condamnare a nimănui. Eu mizez pe venirea doamnei Chioveși, susținută de noua dreaptă, frumos de tot, așa frumos aliniați, și pe arestarea tuturor celor care o fac președinte. Credeți că va câștiga? Nu. Ok. Dar cine credeți că ar putea să fie candidații? Că e o nebuloasă și acum. Nimeni nu dă de... Bine, era o regulă că, în general, președinții de partide candidau. Mă rog. Nu există niciun candidat în momentul de față, sigur, 100%. Nu există, nu? Nu. Păi, de ce? Că mai e puțin. Adică, un candidat se pregătește cu cam 2 ani înainte, dacă e serios. Cred că nimeni nu vrea. Da. Pe cine vedeți
dumneavoastră că ar fi posibil să candideze. Sunt patru partide mari și late în Parlament acum. Cine credeți că ar candida? Cei cu care se discută la ora aceasta nu cred că vor. Încă. Ah, ok. Pentru că am văzut tot soiul de zvonuri. Mi s-au părut unele absolut ciudate, bizare. Adică am văzut zvonuri de tipul următor. Dom'le, Ciolacu va candida la primăria capitalei. Doamne Dumnezeule, cum să lași un guvern să candidezi la primărie, ca pe urmă să faci ce? Sau vă Helvig la prezidențială. Am auzit și chestia asta. Vă dați seama ce de bandadă este în sistem. Vă dați seama ce de bandadă este în sistem. Vă dați seama? Dacă ies astfel de scenarii? Bun. A, dar este, sunt candidați care și-au anunțat intenția, nu? Singurul care și-a anunțat intenția este domnul Geoană, nu? Bun. Are sens, măcar. Vine dintr-o poziție înaltă, la nivel mondial. Am încercat odată? La nivel mondial, de data asta, dar atunci pusese altul o ștampilă cu ce ai căutat la ruși. Dacă Geoană e pro-rus, atunci ce căuta în funcția de secretar general la Jumnato? Ce căuta la ruși? Ce căuta la vântul? E, și cu vântul a fost, dar n-a fost în discuția cu Băsescu, cu la ruși, cu vizita. E, mă rog, l-au găsit pe Geoană pro-rus, adică să avem pardon de expresie. Și acum ai ajuns în NATO. Exact, secretar general adjunct. Adică puțin s-a desuflat o mare ștampilă pe care, din interese politice, o punea Băsescu atunci. Ok. Nu știu, credeți că va candida Geoană? Își dorește, dar nu știu. Pentru că trebuie da, sprijinit Iohannis politic. Dar Iohannis mai joacă vreun rol în momentul ăsta încât să determine anumite candidaturi la președinție, de pildă? Nu. Nu mai joacă. Nu cred. Dacă mai joacă vreun rol... Da. Nu. Bun, așa s-ar putea explica... Gândiți-vă că nu mai poate să joace un rol pentru propria persoană. Asta e cel mai greu. Așa s-ar explica și lipsa de reacție fermă la seria asta pentru că... Nu e adevărat, ne-a anunțat în fața Spitalului Floreasca, unde a fost pentru prima dată în viața lui, cred. Bun. Și, mă rog, nimeni nu trebuie să ajungă la spital, că nu e treaba lui. Păi la colectiv a zis că, din păcate, a fost nevoie să moară oameni ca să plece un guvern. Păi a fost pentru guvern, asta vreau să spun. Păi e... Okay. Da. Domnul Iohannis, vă rog frumos să fiți atenți, da? Întotdeauna el ne-a spus adevărul din prima. La colectiv ne-a spus, au trebuit să... V-a spus pe gură, au trebuit să moară oameni ca să plece un guvern. V-a spus scenariu, efectiv, scris, da? La boala lui Calache v-a spus din prima că nu este așa și că este... O simplă răceală. Ne-a spus. Ok. Nu revenim. Sunteți atenți la Iohannis. Revenim. Deci nu știți încă cine va candida sau nu se știe încă exact cine va candida. Nu, dar teoretic, PSD ar trebui să aibă un candidat. Probabil că vor susține, dacă merg în continuare, dar repet, asta dacă nu pleacă USR-ul din PNL. Așa. Și fac ei mare alianță de dreapta, așa, pe care cine să o voteze închipuiților de pe altă planetă? Cine? Cine, mă? Cine? Populația pe care ați îngropat-o cu două guverne? Cine să vă voteze? Da. Deci dreapta asta unită, sau cum se numesc ei, cu ăștia care bănână e pe acolo, așa, vor avea candidat comun. Nu? Ok, deci fosta coaliție USR-PNL. Fosta coaliție, nu, actuala coaliție PSD-PNL va avea candidat comun dacă rămân, ziceți? Că se face USL, nu? Ziceți că ar putea avea un candidat comun. Păi că n-au cum altfel. Unul prim-ministru, altul președinte, nu? Cei de la AUR vor avea și ei candidat? Păi cei de la AUR sunt creați de sistem. Ok. Pentru a avea candidatul care decide cine este președinte. Dintre cei doi candidați, cel de stânga, cel de dreapta, nu? Am înțeles. Deci e un fel de cum intră în turul 2, cine intră ca să nu fie votat. Sau cum? Cum a fost cu Vadim atunci și cu Iliescu. Păi... Okay. Doar că momentan nu știm cine sunt cei doi. Păi o să aflăm la un moment dat că trebuie în să toamnă. Cineva trebuie să înscrie pe buletinul de vot, măcar atunci, în anul electoral. Deci o să-i aflăm, că trebuie tipărite alea cumva și o să apară niște nume acolo. Eu sunt foarte nerăbdătoare să văd rulându-se în exterior limbile marilor deontologi, aceleași limbi care... În momentul în care a candidat a doua oară domnul Iohannis, erau efectiv pe toate ecranele și în toate
publicațiile. Nu știu dacă știți, eu am fost singura voce, singura. Nici PSD-ul n-a susținut-o pe doamna Dăncilă, eu am fost singura pentru că eu nu am vrut să iasă Iohannis. Astăzi, aceleași limbi care mă făceau și pe mine în toate felurile, eu nu sunt neimportantă, nu contez, dar pe doamna Dăncilă în toate felurile, atenție, în toate felurile. Da. Cu limite depășite grav. Așa e. Nasol. Chiar da. Așa. Mă rog, deontologic. De vreo 6 luni de zile, nu știu cum să și le ruleze înapoi că nu le mai convine de Iohannis. Păi haideți să vă explic ceva deontologilor. Mai avem foarte puțin timp, păi da. Nu, nu. Pentru că aceasta este acea 80% din presă care influențează votul oamenilor. Atenție. Cineia care nu-și pot rula limbile, spuneți. Da. Acum o să și le scoată în toamnă, să vedeți circ în toamnă.